ambiție, curaj, nebunie dusă la extrem. La baza celor mai impresionante construcții cu care România se laudă peste hotare, stă Nicolae Ceaușescu. Cele 7 minuni ale lui Nicolae Ceaușescu. Așadar, Casa Poporului. Conform World Records Academy, Palatul Parlamentului este cea mai mare clădire administrativă pentru uși civili ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume. După cutremurul din 1977, Nicolae Ceaușescu a ordonat reconstituirea Bucureștiului. În anii 1978 și în anul 1979 a avut loc un concurs la nivel național pentru reconstituirea Bucureștiului. Concursul a durat aproape 4 ani și a fost câștigat de Ana Petrescu, o tânără arhitectă de numai 28 de ani care a fost numită arhitect șef al acestui proiect controversat. Șantierul propriu-zis a început în anii 1980 cu demolarea peste 7 km din vechiul centru al capitalei și realocarea peste 40.000 de oameni din această zonă. Lucrările s-au efectuat cu muncă forțată a militarilor în termen și astfel costul a fost redus la minim. Acest proiect de reconstruire a Bucureștiului cuprindea o serie de clădiri cum ar fi Palatul Parlamentului, Casa Republicii, Ministerul Apărării Naționale, Casa Radio, Hotel Marriott, Casa de Oaspeți, Casa Academiei Române, Parcul Izvor și Bulevardul Unirii, sau mai bine zis Victoria Socialismului. În anul 1989, costurile clădirii erau estimate la 1,75 miliarde de dolari, iar în 2006 la 3 miliarde de euro. Transfăgărășan. Drumul Național 7C sau DN7C, supranumit Transfăgărășan, este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, acesta legând regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania. Transfăgărășanul a fost construit între anii 1970 și 1974, la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. Deși la momentul respectiv, România avea deja mai multe treceri ale Carpaților Meridionali, moștenite înainte de perioada comunistă, Ceaușescu a vrut neapărat să fie la baza unui proiect extrem de ambițios. În prezent, Transfăgărășanul este obiectiv turistic, fiind deschis în totalitate circulației rutiere, doar din iunie până în octombrie, din cauza zăpezii și avalanșelor. Canalul Dunărea Marea Neagră. În anul 1949 a început construcția canalului, mulți dintre muncitori fiind deținuți politici și din rândurile minorităților etnice și religioase. Lucrările au fost sistate în 1955 și reluate după un nou proiect în 1976. Canalul a fost inaugurat pe 26 mai în 1984 de către Nicolae Ceaușescu. S-au excavat 294 de milioane metri cubi la canalul principal și alte 87 de milioane metri cubi la ramura nordică. Poarta Alba Media, Năvodari, mai mult cu 25 de milioane decât la canalul Suez și costă 40 de milioane decât la canalul Panama. Și s-au turnat 5 milioane metri cubi de betoane. Construirea canalului a necesitat o investiție de circa 2 miliarde de dolari. Estimările inițiale prevedeau recuperarea investiției în 50 de ani. Exploatarea canalului aduce venituri anuale de circa 3 milioane de euro, ceea ce presupune o durată de recuperare a investiției de peste 600 de ani. Metroul din București. În anul 1908, Dimitrie Leonita își alegea ca tema diplomei sale de licență proiectul construcției unui metrou în București. Primele tentative de a construi un metrou în București datează din anii 1909-1910, când se negocia cu firma Siemens din Germania concesionarea construcțiilor liniilor de tramvai. Propunerea a fost reluată în anii 1929-1930, când se discuta planul de sistematizare a capitalei, în cadrul comisiei conduse de arhitectul Iliu Marcu, dar a rămas fără efecte concrete. Între anii 1936-1940, când în București au fost întreprinse ample lucrări de modernizare,
s-a pus din nou problema construirii metroului, aceasta fiind singura soluție de preluare a fluxurilor de călători într-un oraș cu aproape 1 milion de locuitori. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a blocat și această inițiativă. În anul 1952 s-a emis o hotărâre a Consiliului de Ministri privind înființarea Institutului de Proiectare și a Direcției Generale a Metroului din București, ambele subordonate de Ministerul Transporturilor. Timp de 2 ani s-au elaborat studii, dar sub influența școlii sovietice, care recomanda pentru metrou și funcția de apărare, spre a fi folosit ca adăpost împotriva bombelor în caz de război. S-au avut în vedere adâncimi între 20 și 40 de metri. Aceasta ar fi implicat costuri foarte mari, imposibil de acoperit de o economie șubredă. Ca urmare s-a hotărât desființarea unităților create și amânarea construcției metroului. În februarie 1972, la indicația conducerii, s-a construit un colectiv pentru proiectarea metroului din București, compus din aproape 30 de specialiști din diferite domenii. Colectivul a prezentat ideile lui Nicolae Ceaușescu în cursul anului 1972. În 1975 s-au declanșat efectiv lucrările de construcție a metroului. Prima linie, M1, a fost inaugurată pe 16 noiembrie 1979, între timpuri noi și semănătoarea. Lungimea liniei era de aproape 9 km și avea 6 stații. Barajul Vidraru. Construcția barajului Vidraru a început în anul 1961 și tot în această perioadă s-a lucrat și la hidrocentrala de pe Argeș. Primul semnal de începerea construcției barajului a fost coborârea de la înălțimea de 180 de metri pe cabluri aeriene a primei bene pline cu beton. A urmat apoi zile încordate de muncă eroică. Pe șantier, tehnică înaltă, metodele moderne de lucru, mijloace mecanice, contribuite la obținerea unui ritm înalt de execuție. Turnarea betoanelor se face în cofraje metalice, ceea ce contribuie la obținerea unei productivități superioare cu 20% față de metoda clasică. Constructorii intensifică întrecerea socialistă pentru a realiza acest important obiectiv hidroenergetic la termenele prevăzute și chiar mai devreme, scria ziarul Scânteia în 10 aprilie 1965. Barajul a fost umplut la capacitate abia în luna decembrie în 1965, astfel s-a născut lacul de acumulare Vidraru, așezat între munții Frunții și Ghițu. La data de finalizare, acesta s-a situat măsurat la o înălțime pe locul 8 în Europa și pe locul al 20-lea în lume. Hidrocentrala de la Porțile de Fier este una dintre cele mai mari construcții hidroenergetice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre. Construcția acestei hidrocentrale a început la 7 septembrie 1964, în timpul mandatului lui Gheorghe Gheorghiu Dej, și a fost finalizată pe 16 mai 1972. Acesta a fost cel mai ambițios proiect de exploatare al potențialului hidroenergetic al Dunării, dar și de îmbunătățirea navigației și de control al inundațiilor. De asemenea, a reprezentat prima colaborare dintre România și Iugoslavia, potrivit evz.ro. Casa Radio. Casa Radio este clădirea neterminată din București, situată în apropierea râului Dâmbovița și a Cotrocenului. Construirea s-a început înainte de 22 decembrie 1989 și urma să găzduiască Muzeul Național de Istorie al Republicii Socialiste România. În prezent, este unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare propuse spre dezvoltare în București. Când o să se facă ceva acolo, nu se știe.